Un alt exemplar deosebit pe care am plăcerea acum să îl filmez, să îl prezint, o frumoasă femelă, roșie după cum se vede, la fel o femelă la care domnul Andrei Negreș ține foarte mult, o zburătoare excelentă, cu câteva etape foarte bune în ultimul sezon, da? Dacă sunteți amabil să ne zice seria ei și tot ce trebuie. Seria ei 13057 de 2020. Da, super. Foarte bine clădită fizic, frumoasă. Da. Garaj excelent. Foarte, foarte. Știu că țineți mult la ea, nu? Uite ce are pe aici. Da, da. Ultimile patru, iată-le. Super. Ai risit. Da, e un exemplar foarte... Într-adevăr. Bun. Știu că a avut câteva susiri de... A avut câteva susiri bune. Locul 10 din 12.000 de porumbei pe grupare și locul 3 din 5.900 zonal. Da. Și următoarea etapă, locul 12 din 10.000 de porumbei. De la Most, de la 380 de kilometri, parcă avem noi acolo. Este o femelă care are mai multe linii. Da, în crujișoare, nu? Da, culoarea o are de la taicăsu. Da. Era un mascul de Raimund Tolemans, de la domnul Florea și femela tot din niște porumbei de viteză de la dânsul. De August Van Hoff. Are în ea și campionii ăștia zonali 12 lui Cătălin, are și Alfons Clas în ea. E o, da, e o combinație reușită. Are și din partea bunicii mamei are locul 1 general tineret pe Prahova, care era cucă, femeia care în primele trei etape și-a adjudecat titlul. Da. Da, e un... Ați reprodus ceva din ea până acum? Nu. Ba da, am sigur că da. Am și aici la zbor am o fiică din ea, care este asta de aici. Argentia, nu? Da. Asta este fiica ei. Așa, și am una care o să fie la vânzare, la licitație, da? E o femelă foarte puternică. Foarte puternic. La fel coada copană. Da. Le faceți ceva când sunt mici și le legați coada? Cu bandă izolier, da. Dacă toți porumbei noastre au coada numai cu pană. E... Da. Nu, e un porumber... Da. Super. Extraordinar. Super. Deja la 2 ani acum experiență în plus. Da. Al treilea sezon zburat. Vedeți ce bine arată. Super. Cam acolo e locul ei. Acolo îi place să stea, nu? Dacă se va dovedi în timp și o foarte bună reproducătoare, o să aveți în ea un exemplar cu totul și cu totul special. Da. Frumoasă, echilibrată, iată. Da. Și cu chef de zbor. Și cu chef de, zbor. Cu chef de ieșit afară. Acum le-ați reintrodus în compartiment la rugămintea mea, dar le-am găsit afară în voliera. Le dau drumul imediat. Da. Le dau drumul imediat că... Na, lor le place cu fundul pe. Super. Baftă multă în continuare, vă doresc eu, domnul Andrei. Toate cele bune. Mulțumesc.